Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei campanii frumoase Copilul interior, regăsirea copilului interior, calea către sinele autentic. Și astăzi vom discuta despre tipare comportamentale, tipare relaționale, funcționale versus cele disfuncționale, pornind de la o recomandare de carte făcută de editura Herald. Este vorba despre Sparge tiparele, cum să-ți recapezi libertatea de a fi tu însuți prin terapia schemelor, de Gita Jacob, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald și pe care, de altfel, așa cum v-am mai spus, o puteți găsi pe site-ul editurii Herald cu o reducere în cadrul campaniei Regăsirea copilului interior. Astăzi îl avem alături de noi și mulțumim mult că și-a făcut timp să discutăm despre copilul interior pe Lucian Negoiță, psihoterapeut, doctor în științele educației. Și aș începe discuția noastră ajungând după aceea și la traumele din copilărie și la aceste tipare comportamentale, tipare relaționale. Ce este de fapt copilul interior? Bună ziua și mulțumesc, Sorin, pentru reinvitație. Noi, psihoterapeuții, de-a lungul anilor am avut nevoie pentru a înlesni comunicarea cu oamenii cu care lucrăm, de a elabora niște concepte, să spunem, cât mai simple, astfel încât să fim înțeleși atât cognitiv cât și emoțional. Acest copil interior este în strânsă legătură cu nevoile noastre emoționale sau de existență, este în relație cu emoțiile noastre și atunci ne ușurează foarte mult acest concept, munca către schimbare, drumul schimbării. Aș vrea să fac o mică referire, de fapt o scurtă prezentare a cărții. Modurile psihocomportamentale și strategiile de gestionare prezentate de autoare în această carte ascund, după cum spune chiar ea, rămășițele unor răni și eșecuri care au avut loc de mult în copilărie, fiind urme ale unor momente în care mama a respins expresiile iubirii noastre de bebeluș. Și aici, făcând o paranteză, m-aș referi la stilurile de atașament, cât de important este un stil de atașament, cum le denumește și Bowlby, un stil securizant, organizat. Educatoarea ne-a ignorat sau, eu știu, învățătoarea sau profesoara ne-a pedepsit, sau când colegii de clasă ne-au șicanat. Umilirea și respingerea au rămas însă până azi în memoria noastră celulară, transformându-se cu fiecare reactivare schematică în căi mult prea bătătorite prin rețeaua noastră neuronală. Stările emoționale care pe noi ne copleșesc le resimțim așa ca niște torționari, la mâna cărora ne vom afla de fiecare dată când aceștia sunt treziți de anumiți stimuli sau situații sau contexte de viață. Cunoașterea propriilor nevoi, exact cum ai spus și tu puțin mai devreme, și a posibilității de a ni le împlini, și este firesc să ni le împlinim, este condiția oricărei forme de siguranță de sine și de libertate de acțiune. Ce facem cu aceste situații în care ele au rămas cumva ascunse, să spunem, în subconștient sau în mai degrabă în memoria noastră latentă? Au rămas acolo anumite episoade mai mari sau mai mici, de o intensitate mai mică sau mai mare din punct de vedere traumatic. Și uite că în viața noastră, și nu ne dăm seama, nu conștientizăm, sau unii dintre noi nu conștientizăm, că aceste le numesc eu, îmi place să le spun, mici demoni sau balauri, da? Care sunt aduși la viață, sunt reactivați prin diverse situații contextuale. Am primit o critică la job, de la superiorul nostru, sau am primit o critică de la partenerul de viață,
sau anumite reproșuri, sau anumite etichetări. Și cumva astea fac legătură cu aceste episoade traumatice din copilărie. Ele sunt aduse cumva la suprafață. Reacționăm într-un fel anume, nu știm de fapt de ce reacționăm, suntem impulsivi și ne dăm seama că de fapt atunci când reacționăm, când eu aș reacționa, să spunem, la copilul meu cu o etichetare sau m-aș enerva, m-aș înfuria pe el, de fapt eu nu sunt eu, adultul, ci în mine vorbește băiețelul care a suportat probabil aceeași situație cu mama sau cu tatăl în copilărie. Același lucru se întâmplă și cu mama, care de fapt în momentul în care țipă la un copil nu este mama, ci este fetița care la rândul ei a fost criticată sau certată, să spunem, de părinți. Așa este, Sorin, ai surprins foarte bine aceste aspecte comportamentale când suntem vizitați de câte o furie, când suntem provocați de diversi stimuli. De aceea, în munca mea, în cabinet, am în vedere două aspecte, două direcții. Așa cum avem două creiere, cel cognitiv, neocortexul, dar și cel emoțional, sistemul limbic și amigdala, avem strategiile noastre spre schimbare, presupun, pe de-o parte, conștientizarea, de unde vine această furie, cum am acumulat acele frustrări, din ce nevoi îndeplinite, din ce traume sau abuzuri. Și pe de-o parte, focusul e pe schimbarea strategiei prin care reacționez. Ceva mă poate provoca, pot fi criticat, judecat, dar nu e suficient conștientizarea ce răni emoționale am sau că mă comport ca mama sau ca tatăl meu în această situație. Pentru a schimba, am nevoie, unu, să conștientizez și, doi, să aleg să schimb modul în care răspund la acel stimul care vine și va tot veni către mine. Este o muncă grea, dificilă, însă nu imposibilă și presupune, repet, pe de-o parte conștientizare, pe de altă parte alegerea unui nou comportament mai funcțional, mai adaptativ în astfel de situații. Cumva vom face poduri afective între trecut și prezent, însă nu vom rămâne în acel trecut. Trecutul este, nu-l putem schimba, în schimb putem schimba relația noastră cu trecutul și modul în care funcționăm astăzi. Acest proces nu se întâmplă peste noapte, este nevoie de timp, însă chiar dacă am acumulat frustrări în an de zile, asta nu înseamnă că o terapie trebuie să dureze la fel 10-20 de ani. Însă este nevoie de asumare, de acceptare și de însoțire pe acest drum. Îmi place această carte, fiindcă dincolo de explicațiile sale și de metaforele folosite, oferă și câteva strategii cititorilor noștri care pot ajuta pe acest drum al schimbării. Însă rezultate peste noapte nu sunt posibile și nici nu sunt de dorit. Nu pot să-mi schimb un tipar într-o lună sau într-o săptămână și nu-l pot schimba 100%. El va rămâne acolo. Important este să fiu atent la câțiva indicatori drumul schimbării. De parte, frecvența cu care mă înfurii, de exemplu. De altă parte, intensitatea acelei furii, un alt indicator. Al treilea indicator, durata acelei tensiuni emoționale, cum spuneai și tu, când apar acei demoni. Acea furie mă vizitează un minut, cinci minute sau jumătate de oră sau voi fi afectat întreaga zi. Însă acești indicatori sunt semnalele noastre, punctele de reper, bornele către drumul schimbării. I-aș invita pe cititorii noștri să nu pună presiune pe ei, să se simtă vinovați că nu reușesc mereu. Că nu reușesc de fiecare dată. Dar încet, încet vor să apară așa semnele schimbării pe măsură ce înaintează. Le recomand să apeleze și la o formă de psihoterapie. Acum, pentru cei mai curioși dintre ei, vor descoperi că această carte are la bază terapia schemelor cognitive. Tu ai menționat acele moduri de copil, de copii. Trebuie să le spunem cititorilor noștri că este vorba și de niște capcane, niște scheme cognitive care dau naștere acestor expresii ale noastre de furie. Cred că este un proces natural prin care trebuie să trecem cu toții.
tu vorbeai de stiluri de atașament sau de atașamente anxioase sau evitante în raport cu nevoile noastre care nu ne-au fost îndeplinite. Însă, cred că marea majoritate a noastră a oamenilor, și dacă lărgim pe cadrul discuției, cultura din care facem parte, comunismul care ne-a ucis, nu-i așa, 50 de ani, își lasă amprente asupra noastră 5 zile acestea și cred că va mai dura. Nu vreau să punem la zid părinții noștri, și ei au făcut parte și au avut parte, să spunem, din partea propriilor părinți, de anumite tipuri de parenting, așa, nu tocmai funcționale, nu tocmai echilibrate. Eu întotdeauna, așa cum ai spus și tu, întotdeauna încerc să contextualizez un pic situația sau situațiile, mergând exact cum ai spus și tu, de la o tipologie socioculturală. Probabil că în alte țări lucrurile au stat diferit, dar la noi, când vorbim despre 45 de ani de comunism și când vorbim de niște tipologii de familie aproape la fel, dacă stăm să generalizăm puțin, cam toți trăiam într-un apartament de bloc, toți aveam părinți, să spunem, care lucrau, nu știu, fiecare în domeniu ales, dar... Și eram mai mult singuri pe acasă. Și eram cu fia de gât, exact. Sau care puneau presiune pe noi să obținem rezultate la școală cât mai bune, să luăm 10 pe linie, dacă îți amintești. Sigur că da. Și cred că, de fapt, în momentul în care, uite, apropo de conștientizare, o altă conștientizare, în momentul în care ne gândim că, de fapt, și părinții noștri, la rândul lor, probabil, sau nu probabil, mai mult ca sigur, au avut și ei niște episoade traumatice din partea bunicilor noștri, nu neapărat că le acordăm niște circumstanțe atenuante sau niște scuze, dar ajungem și pe noi să ne înțelegem mai bine. Păi poate tata sau mama a reacționat față de mine pentru că uite ce s-a întâmplat în copilăria fiecăruia. Noi la rândul nostru luăm și perpetuăm același tipar din copilăria noastră și atunci cumva ne înțelegem. Deci nu e, dacă scot din context și decupez, bun, dau vina pe părinți și iarăși nu este ok. Și mă gândeam cu ce vine nou această terapie a schemelor, ținând cont de faptul că există multe forme de metode, tehnici terapeutice și terapii, eu știu, începând de la cea cognitiv-comportamentală, poate cea mai cunoscută, răspândită, mergând, să zicem, în zona terapiei psihanalitice, uite, terapia schemelor, terapia dialectică și multe alte forme de terapie. Cu ce vine nou? Practic este o terapie eclectică, să spunem. A apărut prin anii 1980, a fost creată de Jeffrey Young, observând munca celebrului terapeut cognitivist Aaron Beck, al lui Albert Ellis, a observat că tehnicile cognitive de a lucra cu gândurile nu sunt suficiente pentru a crea schimbare, mai ales în cazul persoanelor cu tulburări de personalitate sau cu traume de atașament. Și atunci a privit și către celelalte forme de psihoterapie, așa cum știi și tu și cum ai menționat, spre teoria atașamentului a lui John Bowlby, spre analiza tranzacțională a lui Eric Berne, spre tehnicile din gestalt terapie a lui Franz Fitzperls, și cumva a reușit, pe de o parte, să păstreze tehnici cognitive de lucru cu gândurile, dar pe de altă parte să introducă și noi tehnici experiențiale, emoționale, privind trecutul sau satisfacerea nevoilor acelor copii care am fost cu toții și care am fost poate deprivați dintre noi, abuzați, criticați. Aceasta, să spunem, este noutatea. Însă vreau să le spun cititorilor noștri, care poate urmează și alte forme de psihoterapie, aș vrea să-i liniștesc un pic. Toate terapiile funcționează, nu există diferențe, să spunem, între ele, fiindcă cea mai importantă este relația pe care o ai cu terapeutul tău. Relația aceasta fiind în sine vindecătoare, dincolo de exerciții pentru acasă sau tehnici propuse în cabinet. Și aș vrea să-i liniștești pe colegii mei, să spunem.
și cumva să ieșim din această competiție care nu ne-a adus nouă terapeuților prea multe beneficii de-a lungul timpului. Studiile ne arată că efectivitatea, eficiența terapiilor este aceeași, contează, repet, relația și încrederea pe care o avem fiecare în celălalt. Este important ca un părinte să fie empatic? Și aici aș face iarăși o, apropo de împlinirea nevoilor, un lucru esențial, aș face cumva referire la, tot mă duce cu gândul la această tipologie socioculturală, la faptul că cred că 90% din părinți mergeau pe ideea, asta au învățat, asta au transmis mai departe. Mergeau pe ideea, atâta timp cât nevoile bazice, primare, sunt satisfăcute, apropo de piramida lui Maslow, da? Ai un acoperiș deasupra capului, ai ce să mănânci, ți-am cumpărat rechizite, ai cărți, singura ta sarcină este să mergi la școală, așa, să înveți, exact, așa cum... La mai mult, în cazurile cele mai fericite, nu așa, ai camera ta, da, ai tău, X nu are, tu ai tot ce trebuie, trebuie doar să înveți. Și comparațiile astea, mai ales, cel puțin eu am trăit chestia asta, comparațiile astea cu situații mai rele, uite, ăla nu are ce mânca, ăla nu are ce nu știu ce, ăla... Bun, dar dincolo, copilul nu conștientizează. Normal că ca să trăiești ai nevoie de satisfacerea acestor nevoi de bază. Dar dincolo de asta, cred că foarte important și asta ține până la urmă de o cultură a parentingului și ține de educație. Și aici îi scuzăm pe părinții noștri, ei nu au avut cărțile pe care noi le avem de 20 de ani încoace, n-au avut... Nu au avut emisiuni, nu au avut live-uri. N-au avut psihoterapeuți, n-au avut cărți, n-au avut ateliere, conferințe ca să se informeze cât mai mult și, practic, copiii erau crescuți nu după ureche, dar după cum, așa cum îi creștea vecina, se întâlnea mama cu vecina și ce mi-ai făcut? Păi uite, i-am dat aia, am făcut aia, am dresat aia. Dar nevoile emoționale erau împlinite, din păcate, în puține familii, în familiile acolo unde părinții ajungeau să conștientizeze că nevoile emoționale, ar fi empatici, un cuvânt care nu era cunoscut acum 40 de ani, ce e să fie empatic. Dar uite cât de importantă este empatia, să înțelegi nevoile emoționale ale copilului. Și aici mă refer la problema aceasta cu reprimarea emoțiilor, pe care probabil că mulți am trăit-o, chiar și noi ca bărbați. Da? Ești bărbat, nu ai voie să plângi. Să ne aducem aminte, dacă ne loveam la genunchi, nu așa? Eram bandajat, susținuți, vino, dă să suflu, sau uneori eram admonestat sau chiar criticat. Ești bărbat, da. N-ai voie să plângi. Ce se întâmpla exact când începeam și noi, băieții, să plângem? Eram susținuți, eram liniștiți sau eram ostracizați? Nu mai plânge, ce ești fată? Dar așa învățăm și, din păcate, ni se accesează acele răni emoționale privind neîncrederea, abuzul, nu vom fi susținuți, deprivarea emoțională. Suntem mai reci în interior, avem acele stiluri de atașament poate evitante, creăm așa cetăți, ziduri, nu ne arătăm emoțiile, fiindcă e periculos, nu ne arătăm vulnerabilitatea. Și din păcate asta ne va costa. Ce observ în munca mea la cabinet? În general, spre 40 de ani, apropo de credințele și proiecțiile părinților noștri, ne-am îndeplinit niște obiective, poate avem un statut, avem o carieră, avem o vilă, avem o mașină, însă există un gol interior, există un dezechilibru, uneori mergând către comportamente spre alcool sau alte dependențe, fiindcă lipsește acea fundație emoțională solidă. Descoperim că oamenii nu au încredere în ei și nu au o imagine de sine, să spunem, solidă, ci condiționată din exterior. Înainte, poate în copilărie, primeam atenție dacă luam 10 sau primeam apreciere dacă făceam curat, aveam grijă de frații noștri, iar peste timp, cumva și imaginea noastră de sine sau stima de sine este
permanent condiționată de rezultatele noastre exterioare, din profesie în special. Asta erodează, știi, ca rugina fierul. Așa ajungem în depresie, așa ajungem în burnout, așa ajungem cu stări de anxietate și atacuri de panică. Să vestea bună este că putem schimba. Vestea bună este că inteligența emoțională este mereu, să spunem așa, în dezvoltare. Și noroc cu acești copii care apar în noi. Nu? Vorbești de copilul interior, însă trebuie să le spunem cititorilor noștri că vor descoperi în această carte existența mai multor copii. Pe de o parte copilul vulnerabil, cel trist sau cel căruia e teamă, apropo de emoții, când simțim tristețe sau teamă și e firesc să le simțim. Însă mai avem și acei copii furioși, copilul furios când simt furie, sau copilul indisciplinat, nu suntem organizați, dinți în fiecare dimineață când ne facem patul sau când avem programe haotice. Ce vreau să spun din experiența mea de aproape de 20 de ani, nu este suficient să lucrăm pe traume, pe abuzuri în copilărie. Este la fel de important să ne adresăm prezentului și acestor comportamente, să spunem, de amânare, de evitare, de indisciplină, pentru a crea un echilibru emoțional și un adult sănătos. Așa că lucrez iarăși în două direcții. Pe de o parte, traumele, însoțirea emoțională din trecut, însă este nevoie și de asumare și de o constanță. Cuvântul disciplină poate va răsuna neplăcut în urechile oamenilor, colegilor care ne ascultă. Însă în orice demers terapeutic avem nevoie încet, încet și de a sădi și de a cultiva această plantă pentru a putea avea mai multă grijă de noi. Da, mă gândesc că și, da, eu nu m-aș feri de cuvântul disciplină sau indisciplinat. Aici, uite, mă duce cu gândul ideea asta la o altă carte frumoasă, publicată în colecția Parentaj, tot a editurii Herald, Disciplină cu dragoste și limite. Adică, până la urmă, disciplina, a fi disciplinat, te ajută de fapt, apropo de tipare comportamentale, te ajută în viața de zi cu zi să fii un om organizat. Nu dăm conotația aia de disciplină, adică de a te supune cu obediență, orbește unor reguli impuse, să spunem, de părinți. Da? Trebuie să am propria mea, nu știu, creativitate, imaginație, în funcție de firea mea, dar disciplina cultivată cumva în copilărie mă ajută să fiu organizat ca adult, da? Și să fiu într-un tipar funcțional, într-un tipar relațional, comportamental, funcțional. Multe ori am observat munca la cabinet cu adulții cu care lucrez. Dacă în copilărie au practicat un sport, și special un sport de echipă, rugby sau arte marțiale sau alte genuri, își dezvoltă încă de mici această disciplină. Sau dacă au avut părinții, cel puțin un părinte mai organizat, mai disciplinat, și lui va fi mai ușor în viața de adult să-și cultive această atitudine, care îl va ajuta și spre performanța profesională, dar și către clădirea unui echilibru interior, să spunem, care avem cu toții nevoie. Aș reveni la o întrebare de-a ta. Ce aduce nouă această terapie a schemelor cognitive? Un alt lucru pentru care mă îndrăgesc și care m-a făcut să o aprofundez. Cum spuneam, nu stă doar un trecut să reparăm. Revine în prezent, dar revine în prezent și se adresează și acelei instanțe sau mod de copil liber și fericit. Nu ne ocupăm doar de a vindeca rănile copilului vulnerabil. Însă, într-o terapie cu un adult, este esențial să îl învățăm și să îl învățăm să își dea permisiuni, să înceapă să se bucure de viață, de joacă, de libertate. Pentru că și acestea sunt niște nevoi esențiale ale noastre. Și dacă în copilărie noi, să spunem, primeam cele cu fii cu minte, nu deranja, ai el ce spui, dacă eram puși așa să stăm într-un colț, dacă părinții noștri la fel au fost prea serioși, prea rigizi și nu s-au bucurat de viață
și un adult poate învăța și urma aceste, să spunem, atitudini și în viața sa. Așa că mă bucur că în fiecare terapie de-a mea descoperim pasiuni sau lucruri noi pe care omul să le introducă încet încet în viața sa și cumva să-și acopere și singur nevoile de atenție, de apreciere sau de afecțiune către propria persoană. Unul dintre cele mai grele exerciții pe care le dau în cabinet este ca în fiecare zi să facă, nu așa, să aibă câte o activitate pentru sine însuși. Și atunci descoper rezistențe sau gânduri. Eu nu am timp sau nu am bani sau nu pot, mă simt vinovat. Trebuie să fac pentru ceilalți. Însă, încet, încet, pe măsură ce oamenii încep să se ocupe de nevoile lor și să-și dea voie, revine și acel echilibru emoțional. Să nu mă mai pun pe ultimul loc, să nu mă mai sacrific, poate către soțul meu, să spunem, către tine, către mamă sau alte realități. E și ăsta un pattern comportamental. Mă gândesc că, normal, este tot preluat din ceea ce au văzut în familie. Dacă... Sacrificiul de sine, al unui bunici, al unui părinte, mamă. Dacă soția vede, dau un exemplu, că mama s-a sacrificat toată viața, probabil că va face același lucru, va merge pe model. Da? Asta am văzut, înseamnă că asta trebuie să fac. Da? Eu mă las pe mine deoparte și mă sacrific pentru familie, pentru copii. Sau se poate merge, apropo de emanciparea personală, dezvoltarea personală, se poate merge, să spunem, la o anumită vârstă, se poate produce un declic și cred că ai observat lucrul ăsta, eu cel puțin nu l-am observat, cred că în ultimii, hai să zicem, 10 ani, mai ales la doamnele, la femeile care o viață întreagă s-au dedicat familiei, vine un moment în care ajunge să se pună pe sine pe primul loc, da? Sub toate aspectele, să se îngrijească mai mult, să-și acorde mai multă atenție, să facă anumite hobby-uri sau ceva ce îi plăcea. Și ceilalți membri ai familiei, da, e posibil să vadă lucrurile cu niște ochi foarte mirați. Bun, dar stai puțin, că tu nu mai ești cea care ai fost. Bine, același lucru se poate întâmpla și cu ajuns bărbat. Nu ne mai faci dimineață, nu ne mai faci pachetele, nu ne mai calci toate rupele și noi trebuie să ne implicăm. A luat-o mama razna. Da, 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 și se întâmplă. Bine, repet, același lucru se poate întâmpla și în cazul unui bărbat foarte implicat toată viața și care ajunge la un moment dat să spună, stai puțin, că am și o viață și mai trebuie să mai fac și ce... Da, iar apropo de organizare, ca să fac o glumă, în timp ce te ascultam, apropo de disciplină și de organizare, mă gândeam, mi-a venit așa un exemplu în minte, apropo de activitatea ta de la cabinet. Imaginează-ți un client sau un pacient, da, care vine tot timpul cu 3-4 minute înainte și este punctual și altul sau alții care întârzie câte 10-15 minute, mă scuzați, da? Pentru că nu are exercițiul acesta al punctualității. Exact, al nedisciplinei și putem extinde discuția către valorile pe care le-au avut în familie, principiile, apropo de timp. Au luat să nu întârzi sau nu pierde timpul, nu face umbră pământului degeaba. Sunt, într-adevăr, aspecte pe care le observ, însă le accept și lucrăm pe ele. Ai pomenit de un tipar al unor femei, să spunem așa, copleșite de sarcini, însă am observat de-a lungul anilor, cu siguranță ca și tine, și celălalt tipar al unor femei puternice, femei de carieră, care merg către 40 de ani, care s-au aplecat, să spunem, excesiv asupra vieții profesionale și care încep să sufere. Încă la fel sunt vizitate de tristețe, goluri interioare de depresie, observă golul pe care îl au când vin seara acasă, au 40 de ani, câștigă 1000 de euro pe lună, însă ce se întâmplă cu viața mea, unde sunt? Și tot ca să fac o glumă, asta este, mi-ai servit mingea la fileu, acele femei, din păcate,
Venim tot cu niște pattern-uri din copilărie, apropo de cum sunt bărbații, iarăși o discuție interminabilă, cum ne privesc pe noi, femeile, ajung la 40 ceva de ani, cu foarte mulți bani, cu o situație materială foarte bună, da? Și apropo de acel vid sau gol interior, fac un copil. Dar nu și întemeiază o familie. Da? Nevoia mea apare instinctul matern care spune, domnule, o viață întreagă m-am dedicat carierei. Eu îmi doresc un copil. Da? Și ajung să crească singură un copil. Ceea ce iarăși nu mi se pare ok. Pentru că, până la urmă, așa cum văd eu lucrurile, un copil se dezvoltă și crește armonios și echilibrat într-o familie, având două modele parentale, mama și tatăl. Și de asta, știu, un animal de companie sau un copil, deși normal că nu pun semn egal, e o mare, mare, mare diferență, îți umple așa un gol, dar până la urmă cred că tot familia este cea mai importantă. Da, că sunt nevoi firești și barnii se accesează peste ani. Ne-am îndeplinit aspirațiile profesionale, am ajuns acolo unde voiam, câștig suficient, însă seara acasă nu stau de vorbă cu profesia mea, nu stau de vorbă cu statutul meu, nu mă încarc emoțional tot prin job. Sunt multe aspecte, însă mă tem că vom fi acuzați de sexism prea conservatori, însă fiind niște bărbați puternici, ne asumăm, să spunem. Putem vorbi și de traumele noastre ale bărbaților, bărbați care nu-și asumă, bărbați care preferă să stea după fusta mamei și să dezvolte dependențe cu partenerele. Le avem și noi pe ale noastre, însă tot acolo ne vom întoarce la niște nevoi neîndeplinite în copilărie sau la niște modele învățate de la mama, de la tata, de la bunici. Însă a acuza în permanență trecutul nu poate decât să ne mențină, să spunem... Ancorați în trecut, de fapt. Asta într-un rol de victimă, da. Și ancorați în trecut. Pe de altă parte, apropo de mici episoade traumatice și de perpetuarea lor în relațiile de cuplu, să zicem, uite, am mai discutat câteva rânduri, despre critică și reacțiile la critică, da? Dacă ai avut parte de niște părinți care te-au criticat și te-au etichetat, nu ești suficient de bun, nu ești în stare de nimic, uite ăla poate, sunt convins că ai auzit astfel de expresii. Din păcate, e posibil ca și partenerul, mergând pe modelul acela inconștient, și partenerul să facă același lucru. De fapt, tu să cauți genul acela de partener. Dacă mama a fost într-un fel, da, mergi pe ideea, soția este la fel. Vine femeia tânără și spune, dacă tatăl a fost la fel, inconștient aleg modelul sau, după caz, antimodelul. Mă bucur că ai punctat acest aspect din relațiile noastre de cuplu, fiindcă ce am observat de-a lungul anilor în cabinetul. Uneori critic eu, îl critic pe celălalt, fiindcă am preluat propriul model. Mama sau tatăl a fost critic cu partenerul. Învăț inconștient, da, vă critica și eu la rândul meu. Așadar, nu este suficient, poate, să am un partener doar critic el către mine, ci uneori și eu voi ataca, voi folosi aceleași arme. În orice caz, studiile ne arată, după cum bine știi, criticismul este unul dintre cei patru călăreți ai apocalipsei. Și nu ne aduce... Da, sau uite, mă mai gândeam la un alt aspect. Poți să, primind critică în copilărie, poți să dezvolți un comportament critic în relația cu partenerul, dar poți să, dimpotrivă, să faci așa ca un soi de... silențio stampa, apropo de o altă discuție cu o prietenă dragă, Lavinia Țânculescu, psihoterapeut, în care discutam despre lipsa de comunicare a părintelui. Da? Eu pot să devin în relația de cuplu din dorința de a nu face ceea ce au făcut părinții mei, de a-mi critica partenerul,
pot să devin un pic pasiv-agresiv și să am acea retragere emoțională, da? Nu te mai cert, nu-ți mai reproșez, nu te mai cert, da? Dar eu în mine adun niște frustrări. Chiar dacă iau celălalt model în antiscenariu, să spun, dacă am fost criticat în copilărie, ok, eu nu critic, ori bag supreș sau atac ironic, exact, metode pasiv-agresiv. Asta nu înseamnă că nu sunt condiționat de acel tipar. Corect. Munca spre schimbare presupune echilibru, calea de mijloc. Să observ când am tendința să critic sau să observ când am tendința să devin pasiv-agresiv și să-mi pun întrebarea, ce aleg să fac acum? Aleg să folosesc vechile metode sau aleg să răspund altfel? Sau și mai rău, de exemplu, să devii, exact, că pomeneai tu puțin mai devreme, de dependență. Da? Dependența față de un părinte, cu fusta mamei. Să devii submisiv, ceea ce este și mai grav. Adică, știi că e o problemă care poate, chiar merită, sunt multe subiecte care merită discutate. Apropo de femeia independentă. Femeia emancipată, da, din zilele noastre, care nu mai are nevoie de familie, să spunem, și trăiește singură. Sau, mă gândesc și la acest aspect că rolurile s-au schimbat cumva. Femeia câștigând mulți bani, având o poziție socială, având statut, carieră și așa mai departe, ajunge, măcar din punctul ăsta de vedere, să fie egală cu bărbatul. Și atunci cumva sunt bărbați care acasă, da, desfășoară niște activități casnice, gospodărești și se implică foarte mult. Și poate că nu sunt apreciați, pentru că nici în copilărie nu a fost, părintele n-a fost mulțumit de rezultatele copilului și nu l-a apreciat, nu l-a încurajat, un lucru foarte important. Se poate întâmpla și în familie același lucru. Tu să-ți dai toată osteneala și de fapt să... Și aici se vorbește de un soi de... nu știu dacă folosesc bine cuvântul, vreau să mă corectez. Mai folosesc cuvântul castrare. Castrare psihoemoțională. Auzi, nu vreau să devin un părinte critic să te corectez. Da, este un termen folosit sau de... Sau un soi de emasculare. Emasculare a bărbatului, că bărbatul ancestral are nevoie de, știi, el e vânătorul, care trebuie să vină cu resursele și așa mai departe, și femeia este cea. Dar vezi că, între timp, apropo de tipologii culturale, lucrurile s-au mai schimbat. Cu toții avem de muncă, Sorin, indiferent de ce am primit în copilărie. Cu toții avem nevoie de acest proces de asumare. Ei, desigur, cei dintre noi care își asumă și vor să-și îmbunătățească viața emoțională, să ajungă la un echilibru psihic-emoțional, să reducă, să spunem, tensiunile, momentele acelea de furie, de emoții intense, comportamente disfuncționale, dezadaptative. Cred că este o misiune care ne revine nouă tuturor. Însă mă bucur că în ultimii 20-30 de ani și cu ajutorul vostru al editurilor, și cu școlile de psihoterapie din România și către deschiderea tinerilor, către a citi, a învăța, a cunoaște canale media online, se văd totuși progrese. Însă, repet, este un demers personal, individual. Fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm, să spunem, acest parcurs către schimbare. Dragii noștri, a fost alături de noi astăzi Lucian Negoiță, psihoterapeut, doctor în științele educației, și am vorbit despre, sau pe marginea cărții, Sparge tiparele, cum să-ți recapezi libertatea de a fi tu însuți prin terapia schemelor, de Gita Jacob, o carte publicată în colecția Psihopractica și care face parte din campania Copilul Interior, Calea către sinele autentic. Mulțumim foarte mult, Lucian Negoiță. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați toate cărțile sau aproape toate cărțile din colecțiile Psihopractica și Psihoterapia, le găsiți în această campanie pe site-ul editurii Herald.
și urmăriți-ne în continuare cu aceste materiale, interviuri pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Vă mulțumim foarte mult, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! Mulțumesc, Sorin, pentru invitație. Spor la citit celor care ne-au audiat.